suntem mai mulți și mai mulți. Simți că te sufoci în mulțime, arăți cu degetul marionete, dar tu ești mim. Mă uitam la știri cum o grămadă de oameni erau și la mare și la greci, dar și în București, băi Doamne, de când suntem în număr așa de mare. Mă întreb la natalitate ce-i drept? Nu prea mă pricep, vremurile nașpa creează în subconștient o senzație nebună de a te perpetua permanent și devine indecent, cum orice analfabet are dintr-o dată păreri despre ce înseamnă fundament, drepturi ale omului. Conceptul de familie dezbătut la stixuri, cu un pahar de tărie am amenajat un colț al meu, de unde să mă apăr de orice inamic sinistru ce se crede luminat ca un luceafăr. Nu știi să asculți? Atunci nu te încumeta să vorbești. Nu m-am burit cu termeni tâmpiți și o grămadă de povești. Ura de azi e similară cu cea de ieri, bineînțeles n-are fond nici formă, dar lasă urme ca o gumă de șters. Toți frustrații caută scuze pentru ceea ce nu fac, băltesc în propriul lor atac autosuficient și e grav cum te plângi că pe mass media sunt doar proști și dezactați, în timp ce cu biscuiții la bot stați pe YouTube și vă amuzați la orice idiot ce face vlog sau mai știu ce, menit să vă fure orice secundă de atenție, ești martor la prostela ta. Și tot tu dai cu bățul, ești prea naiv să le observi, ai ochelari de cal și hățuri, căci din clip în clip ai ajuns aici, dar ai dat skip, ți-am pus oglinda pe vârful nasului ca un eschimos emotiv. Nu te mai ofensa atât, protejat de orice ca prezervativ, vei ajunge bătrân fără să te prinzi, că-i paliativ tot acest scut de a nu sta cu tine din scurt, de a te analiza mărunt și a vedea ce nu-i bine, îți spun, e greu de ajuns acolo. Nici mie nu-mi iese și Doamne ferește să ajung în punctul în care n-o să mai pese.